Lăudat să fie Domnul! Dumnezeu dă daruri. Probabil că unii dintre noastre, dacă nu v-aș spune, nu ați ști și nu v-ați închipui. Cântarea e compusă de fratele Daniel Petre. Domnul să-l binecuvinteze. Scump frați și surori, era, cred, de la sine cerut ca un asemenea subiect să invoce, să impună menționarea pildei samariteanului milostiv. Pentru că nu există un act care să reprezinte mai bine ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi decât ceea ce a făcut acest samaritean pentru omul căzut între tâlhari. Fără să forțăm interpretarea pildei, este clar că în această pildă sunt câteva elemente profetice cu privire la ceea ce a făcut, face și va face Domnul, pentru ca în cele din urmă fiecare dintre noi să ajungem teferi, bine mersi, în împărăția cerurilor. Aș vrea să menționez că această pildă este rostită în contextul în care un învățător al legii s-a sculat să-l ispitească pe Iisus. Și a pus două întrebări. În Scripturi, întrebările se pun cu scop. Poți să întrebi ceva pentru că nu știi și vrei să afli. O întrebare onestă. Poți să întrebi ceva pentru că tu crezi că știi și vrei să audă altul despre care crezi că nu știe. Acum, dacă crezi bine și ai vrea ca și alții să afle același adevăr pe care tu îl cunoști, și asta am putea să o numim o întrebare onestă. Merg la multe conferințe unde mi se pune câte o întrebare de cineva care probabil anticipează răspunsul meu la întrebarea respectivă. Persoana respectivă crede ca mine, că mi-a ascultat predici, și știe ce răspuns am să dau. Și persoana respectivă crede ca mine, dar vrea să audă toți. Fie. Nu e o întrebare pusă cu o intenție rea. Există întrebări pe care oamenii le pun ca să te prindă cu vorba. Vă aduceți aminte că la Domnul Iisus Hristos au venit unii, l-au întrebat despre bir, pentru că voiau să îl facă să arate rău înaintea oamenilor. Vă dați seama, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi spus: nu plătiți bir, romanii n-au ce căuta aici, imediat ar fi venit și ar fi spus: este un rebel care se răzvrătește împotriva autorității romane, l-ar fi dat pe mâna romanilor. Sau, dacă ar fi spus: plătiți birul, ar fi spus: a, e în favoarea stăpânirii romane și în favoarea opresiunii poporului Israel. E un trădător. Cum o dădea, nu era bine. Întrebare cu tâlc. Domnul Iisus Hristos a ieșit magistral din acea încurcătură, punându-i pe ei la încurcătură. Dar, de data aceasta, acest învățător al legii a vrut să-l ispitească. Adică, cu alte cuvinte, dacă ești un așa mare învățător, poftim întrebare. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Asta este marea întrebare pentru toată omenirea. Toată lumea vrea să aibă răspuns la această întrebare. Și sunt multe răspunsuri și oamenii sunt în confuzie. Pentru că fiecare cu tărie, cu vehemență, răspunde la întrebarea asta. Și musulmanii au răspuns. Și budiștii au răspuns.
Până și ateii au răspuns. Pavel, un pic sarcastic, vorbește despre răspunsul ateilor. Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Și gata. Pe răspunsul lor cu privire la eternitate. Omul acesta îl întreabă, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi răspunde cu o întrebare. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Asta avea acest învățător al legii. Avea lege. Era învățător. Trebuia să o cunoască. În momentul în care Domnul Iisus Hristos îi dă acestui om microfonul și îi spune, poftim, te rog frumos, la amvon și explică-ne ce scrie legea. Omul are capacitatea să simplifice lucrurile și să rezume legea și spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul îi spune, bine ai răspuns. Bine ai răspuns. Fă așa și vei avea viața veșnică. Problema este, în momentul în care Domnul Iisus Hristos îi dă acest răspuns, încep să îi se învârte rotițele. Toate rotițele. Nu cu privire la Dumnezeu, că pe Dumnezeu îl iubim, că nu ne doare gura. Dar atunci când vorbim despre aproapele, e puțin mai greu. Exprimarea iubirii față de aproapele înseamnă foarte multe lucruri. E o chestiune foarte complexă. Exemplu, Domnul Iisus Hristos a iubit vameșii, păcătoșii și a stat cu ei la masă să le predice Evanghelia. I-a iubit pe farisei și cărturari când le-a zis, vai de voi? Eu cred că și pe farisei și cărturari i-a iubit. A iubit șchiopii, ologii, ciungii, paralizații, leproșii. Atunci când i-a vindecat morții, atunci când i-a înviat, sigur că da. Da pe aia care schimbau la templu pe mese, de le-a răsturnat mesele și a dat cu bicele în ei. I-a iubit și pe ea? I-a iubit și pe ea, vă spun eu. Dragostea se manifestă în multe feluri. Însă, atunci când omul acesta spune să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, îngustează spațiul iubirii. Să-l hrănești pe altul cum te hrănești pe tine, să-l îmbraci pe altul cum te îmbraci pe tine, să-i vorbești altuia cum ți-ar place să ți se vorbească ție, să faci toate lucrurile ca pentru tine. Fratele pastor Adi citea mai devreme din Coloseni, tot ce face să faceți ca pentru Domnul. Asta este legea Duhului de viață, a noului legământ. Pentru că Domnul Iisus Hristos a întărit legea caritabilă. Acum nu-L mai iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Îl iubim pe aproapele ca pe Domnul, că cel mai mult pe Domnul îl iubim. Însă acest învățător al legii, când a auzit că trebuie să-L iubească pe aproapele ca pe El însuși, El a zis-o cu gura Lui, dar Domnul i-a spus, gata, du-te și fă. Trăiește așa. El a avut nevoie de o clarificare și a pus a doua întrebare. Cine este aproapele meu? Sunt peste 8 miliarde de oameni pe planeta asta. Care dintre ei sunt aproapele nostru? Legea aproape lui nu s-a schimbat. Pe aproapele trebuie să-L iubim. Gata. Întrebarea se pune ca pe noi sau ca pe Domnul? Ei, noi trebuie să-L iubim ca pe Domnul. Pentru că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Dar și sub lege erau obligați să-și iubească aproapele. Și
Până și Apostolul Pavel în Efeseni, când vorbește despre felul în care Hristos iubește biserica și noi trebuie să ne iubim soțiile, nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl îngrijește cu drag, îi dă tot ceea ce are nevoie. Așa cum te iubești pe tine, trebuie să-l iubești pe aproapele. Și atunci Domnul Iisus Hristos, ca răspuns, îi spune pilda samariteanului milostiv, care are trei adevăruri de căpătâi, ca răspuns la întrebarea, cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu? Nu mă refer la faptul, de exemplu, eu sunt sărac lipit pământului și mă duc și îi dau $100 la un frate sau la o familie care e de 10 ori mai bogați ca mine. Dacă Dumnezeu ne spune, trebuie să o facem. Vreau să vă spun o întâmplare. Sper să-mi ajungă timpul să pot să parcurg ceea ce mi-am pus în gând să vă spun astăzi, că sunt lucruri importante, dar trebuie să vă spun întâmplarea asta. Fratele Cristian Vasile Rosche avea o poziție foarte înaltă în Departamentul Agriculturii în România. El a fost inginer agronom, a condus biblioteca Ministerului de Agronomie și a fost adjunct al unul din adjuncții ministrului agriculturii. Un om cu o poziție foarte înaltă. A fost și dat afară din servici, de acolo pentru credință și a stat mulți ani de zile fără posibilitatea de reangajare. Însă, pe când era în această poziție foarte înaltă, era la biserică, avea un cumnat în Iugoslavia, care avea o funcție înaltă în partid în Iugoslavia. Și se nimerea că aveau aceeași măsură la haine. Și ăla avea acolo tot ce-i trebuia. Din când în când îi trimitea câte un rând de haine și se îmbrăca foarte frumos. Era o soră văduvă în biserică cu numele Iliescu. Ce vă spun acum e fapt cunoscut de ei. Și într-o duminică, Dumnezeu îi vorbește lui sora Iliescu dimineață și îi spune: du-te la robul meu, Sile, că noi îi spuneam fratele Sile, și dă-i 100 de lei. Asta era văduvă. Și fratele Sile era unul dintre cei mai suspuși și afluenți oameni din biserică. Un om cu o inimă de aur. Și când a rămas fără servici, dacă cineva îi aducea mâncare sau orice îi aducea, lua o parte și ducea la alții mai săraci. Cu toate că n-avea nicio siguranță că mâine va avea ce să mănânce. Stat sora Iliescu cu 100 de lei în buzunar. Pe vremea aia 100 de lei valora cum valorează azi $100, ca să înțelegeți. Puterea de cumpărare. S-a gândit, cum să mă duc la fratele Sile să-i dau 100 de lei? Că mă insultă, mă bate. Cum să mă... Să uite la mine, spune, cum să-mi dai tu, soră, văduvă, 100 de lei? Dar n-a avut ce să facă, Duhul Domnului i-a vorbit. Și era o soră care avea descoperiri din partea Domnului. A luat 100 de lei, s-a dus la el și a spus, frate Sile, Domnul mi-a spus astăzi să vă dau 100 de lei. Vă rog frumos. Omul, cum era foarte surprins, era în curtea bisericii, a pus mâna pe bani, sora a întors spatele și dus a fost. Și a rămas fratele Sile cu 100 de lei în mână. I-a împachetat, i-a băgat în buzunar și a zis, și-i spun lui Rodica, sora Rodica era soția lui, să-mi aduc aminte, să mai pun încă 4 lângă ea și să-i dau 500 înapoi. I-a băgat în buzunar. A fost dat afară din serviciu în săptămâna următoare. Normal că aveau ceva economii, soția lui avea de asemenea un serviciu foarte bun, a fost și ea dat afară din serviciu, amândoi au fost dați afară din serviciu pentru datorită colaborării cu străinătatea, traducere de broșuri și așa mai departe. Și necazul l-a făcut să uite de 100 de lei de la sora Iliescu. După mai multe luni, când li s-au terminat toate rezervele, într-o dimineață,
Sora Rodica s-a dus și a spus: Sile, nu avem absolut nimic de mâncare în casă. Și fratele Silei a spus: du-te și te roagă. S-a rugat și neștiind ce să facă, erau flămânzi, s-a dus să facă curățenie. Așa a avut un îndemn să facă curățenie și s-a dus în șifonier și a început să ia la rând costumele lui fratele Sile, cămășile lui fratele Sile, a vrut să le calce, să le aranjeze, să le pregătească, ca să facă ceva să uite. Și la un moment dat a băgat mâna într-un buzunar și a dat de 100 de lei de la sora Iliescu. Și în ziua aia au avut ce mânca. Acum, eu nu zic să vă duceți să dați bani la oamenii foarte bogați, dacă dumneavoastră sunteți foarte săraci, afară de faptul că Dumnezeu vă trimite, că e posibil să vă trimită. E posibil să vă trimită să aveți un cuvânt de încurajare pentru un om care pare foarte bine dispus. Au fost niște frați din Bucovina, mai mulți ani în urmă. Și frații își aduc aminte când am avut o seară de veghe și unul dintre frați, un frate cu dar vas de lucru, înainte să plecăm spre Amvon, eram la Bernard, mulți ani în urmă, probabil vreo 12 ani în urmă. Am văzut că se codește, rămâne în urmă. Și mi-a spus: frate, vreau să vă spun ceva. Uite, Domnul mi-a descoperit că va trebui să faceți o lucrare foarte mare, va fi o lucrare foarte mare și foarte scumpă. În vremea aia nu ne gândeam să cumpărăm, să construim. Și zice, pentru ca să se poată face lucrarea aceasta, Dumnezeu vă va da sănătate în trup, pace în biserică și binecuvântare în familie. M-am întristat foarte rău, pentru că numai ce-mi sosiseră analizele și eram perfect sănătos. Și eu n-aveam nevoie de vindecare în trup. Chiar mă simțeam foarte bine și eram foarte sănătos. Toate analizele perfecte. La câteva luni după aia am avut criza și internarea. Și Dumnezeu în 4 luni m-a pus pe picioare. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o pace care 3 ani după inaugurarea bisericii încă durează și biserica e binecuvântată cu pace și zicem pentru asta slăvit să fie numele Domnului, că vine de la Dumnezeu și este de la Dumnezeu. Și din momentul ăla familia noastră a fost foarte binecuvântată. Am avut și 3 căsătorii într-un an jumate. Pentru cine are 10 copii și numai fete, când se căsătoresc, ai o mare binecuvântare. Există oameni pe care Dumnezeu înzestrează să vină să te încurajeze atunci când ești bine. Sau le dă o lucrare din partea lui Dumnezeu. Un cuvânt pentru tine. Atunci când ești foarte bine, spune Dumnezeu, o să va rezolva o problemă, o cauză. Că atunci când ajungi în mijlocul ei, să treci biruitor. Dar vreau să mă opresc un pic, că m-am depărtat de înțelesul pildei. Și aș vrea să vedem cum răspunde cuvântul lui Dumnezeu la întrebarea: cine este aproapele tău? Că asta a întrebat. Prima dată a întrebat ca să-l ispitească pe Domnul, pe urmă ca să se îndreptățească, pentru că l-a mustrat conștiința. Caracterul acestui om era ca și caracterul preotului, ca și caracterul levitului, care au trecut pe lângă omul căzut între tâlhari. De-aia a vrut să se îndreptățească. Dar ce, și pe ăsta trebuie să-l ajut? Și pe celălalt? Și Domnul îi spune pilda. În primul rând, aproapele tău este cel care are nevoie de tine. Nu trebuie să ajuți toți 8 miliarde de oameni.
Dar lângă tine Dumnezeu a pus pe cineva care are nevoie de ajutorul tău. Ascultați ce spune în Matei 5 cu 41. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Bineînțeles, nu se împrumute să trăiască în lux, să se împrumute că nu are ce mânca sau are o problemă foarte mare și gravă. Are nevoie de tine. De-aia te silește, de-aia insistă. Că în Isaia 58, de la versetul 5, spune: oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice: iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Că lumea asta a devenit cu neputință de locuit. Din cauza suferinței, a durerii, a lacrimilor și a răutății. Și noi suntem chemați să o facem posibil de locuit. Cine este aproapele tău? Cel care are nevoie de tine. În al doilea rând, cel față de care nu ai nicio obligație. Matei 5 cu 46, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? De aceea, în cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca o văduvă să se califice pe lista de ajutorări, trebuia să fie complet lipsită de orice fel de suport. Altfel, copiii trebuia să îngrijească. Frate de frate, soră de soră, părinți de copii, copii de părinți. Dar asta nu se numește binefacere. Asta este obligație, asta e datorie. Sunt legi în lumea asta care te obligă să ai grijă de cei față de care ai obligații. Nu numi binefacere faptul că ai grijă de cei față de care ai obligații. Și în al treilea rând, cel care nu-ți poate plăti sau răsplăti. În Luca 14, Domnul Iisus Hristos a fost invitat la un fruntaș al fariseilor ca să prânzească. Și ascultați, versetul 14 din Luca, versetul 1 din Luca 14. Fariseii îl pândeau de aproape. Înaintea lui era un bolnav de dropică și Iisus a luat cuvântul și a zis: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? De acum, versetul 7 zice: când a văzut că cei poftiți la masă alergeau locurile din tâi, le-a spus o pildă. Și mai jos, versetul 12 se îndreaptă către gazda lui și spune, a zis și celui ce-l poftise: când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Se numește socializare și e foarte bună.
părtășie, ziceți cum vrei, dar nu e binefacere. Când e binefacere? Luca 14 cu 13, ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Și acum, fraților, vreau să observați și cer iertare doar 2-3 minute ca să spun și asta. Trei lucruri extraordinare față de acest samaritean. Pentru că la sfârșit Domnul îi mai pune o întrebare. Care crezi că a fost aproapele celui căzut între tălhari? Și răspunsul este cel care și-a făcut milă cu el. Și spune, du-te de fă și tu la fel. Binele pe care îl facem rezultă în urma unei inițiative. Nu numai atunci când suntem solicitați, nu numai atunci când ni se aduce în față un proiect. Fratele Adi spunea foarte bine mai devreme, agresivitatea aceasta, inițiativa aceasta de a căuta să facem bine, că Biblia spune să fim cei din tâi în facerea binelui. Să nu ia nimeni înainte. Biserica trebuie să fie fruntașă, credincioșii trebuie să fie fruntași în facerea binelui. Inițiativa aceasta a binelui. Mai mult, atitudinea cu care facem binele. Și atitudinea pe care trebuie să o avem ca să putem face binele. Stau și mă gândesc la preot și la levit. Haideți să-i dezvinovățim un pic. În primul rând, de la distanță, poate că omul respectiv era mort. Că spune că l-au lăsat ca mort. Înseamnă că nu mai mișca. El era preot, el trebuia să meargă la templu. Dacă punea mâna pe el, nu mai putea sluji, pentru că n-avea voie să se atingă de un cadavru. Ori ăsta părea mort. Levitul la fel. Mai mult. Putea să gândească nu numai preoțește, putea să gândească omenește. Măi, arată proaspăt bătut. Dacă sunt tâlhari încă în zonă, poate că unul ducea cu el colecta. Știu eu. O păsesc și eu ca el. Putea și să gândească firește și să spună dar dacă a fost unul dintre tâlhari, poate că merită. Poate că s-au certat între ei. S-a citit din 1 Corinteni 13, dragostea se gândește la bine, nu se gândește la rău. Atitudinea pe care trebuie să o avem ca să putem face bine este ca uneori să putem fi păcăliți. Asta nu înseamnă că nu trebuie să cercetăm. Asta nu înseamnă că nu trebuie să verificăm. Dar când omul e pe moarte, nu mai contează de ce a ajuns acolo. El e pe moarte. Dacă moare de foame, nu mai contează că a făcut niște investiții proaste, că n-a ascultat de sfaturile altora. Băi, până rezolvăm problema aia, nicio problemă, ai timp să-l tragi de urechi dacă vrei după aia. Dar astăzi moare de foame, dă-i să mănânce. Și după aia trage-l de urechi. Înțeleg că sunt oameni care se pun în pericol pe ei înșiși. Trebuie învățați, trebuie educați, trebuie înțelepțiți. Dar când e pe moarte, trebuie să-l iei, să-l pui pe măgar, să-i speli rănile, să-i le dezinfectezi, să-i pui un de lemn pe rană și să-l duci la hanul de poposire ca să scape cu viață. Asta ne face de multe ori vulnerabili. Facerea de bine uneori nu ți-aduce decât o cară. Să nu-ți pară niciodată rău că ai făcut bine și dacă omul nu ți este recunoscător și dacă mai târziu te ocărăște, pentru că binele acesta va rămâne înaintea lui Dumnezeu și va fi răsplătit. Și bineînțeles, ori de câte ori facem binele,
Ne investim pe noi, dar trebuie să fie o investiție până la capăt. Nici o investiție care nu se face până la capăt n-are succes și n-are răsplătire. Omul acesta zice, ține-l aici, ai grijă de el și tot ce mai se strânge pe nota lui de plată, îmi spui și eu plătesc la întoarcere. Pentru că binele trebuie făcut bine și binele trebuie făcut și dus până la capăt. Frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare. Mă gândesc că de multe ori, apărând în fiecare duminică, poate și mai des pentru mulți dintre dumneavoastră, o solicitare de a face binele, tendința este să spunem, da, până când, da, numai noi, da, să mai facă și alții, da, mi-ajunge, da, m-am săturat, da, uite ce am pățit, da, uite ce s-a întâmplat acolo, da, uite. Știți ce spunea Apostolul Pavel? Să nu obosim în facerea binelui. Vă rog frumos, și individual, dar și ca biserică, să nu ne pară niciodată de binele pe care l-am făcut și niciodată să nu obosim în facerea binelui. Pentru că darul facerii de bine nu este doar o orientare nativă a unui caracter bun, e un dar al Duhului Sfânt, este o înzestrare duhovnicească. Când este o înzestrare duhovnicească, izvorâtă din caracterul, din roada Duhului, care este bunătatea și dragostea, atunci această facere de bine se întâlnește cu răsplătirile și aici pe pământ și cele veșnice. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere și să ne dea la toți darul facerii de bine.